Onorat și distins auditoriu, mă adresez așa la general, din prudență de a nu omite vreun nume, vreo personalitate și astfel să supăr cumva pe cineva. Dar sunteți un onorat și distins auditoriu, așa că permiteți-mi să mă adresez dumneavoastră tuturor cu această formulă. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc domnului deputat Dumitru Mihalescu, președintele grupului de rugăciune, pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a veni aici și a transmite un mesaj. Pentru acest moment foarte important, nu pentru Parlamentul României, ci pentru ceea ce înseamnă Parlamentul României în istoria acestui popor. Cândva se va vorbi despre faptul că în Parlamentul României exista și o zi în care acești oameni, de care depinde într-o oarecare măsură destinul istoric al acestui popor, au avut și momente în care au stat de vorbă cu Dumnezeu. Orice instituție, orice familie, orice viață are șansa de a rezista în lume, în istorie, doar dacă se găsește în permanentă relație cu Dumnezeu. Așa că, în cuvântul meu, aș vrea câteva lucruri să accentuez în acest sens, dar nu legate de Europa. A făcut-o cu maestrie profesorul academician Ioan Aurel Pop. Și aș vrea să spun câteva lucruri legate de Uniunea Europeană și veți vedea de ce. Un organism al Europei, pe care se pare că se clădește Europa acum și nu oricum, un organism pe care pe unii disperă, altora le trezește speranță, pe alții liniștește, pe alții aruncă în tulburare, în incertitudine. Un organism cu foarte multe semne de întrebare vis-a-vis de viitorul lui, dar și cu multe semne de exclamare care înseamnă atenție, Europa. Este vorba de o uniune. Care este baza ei? Așa că, în prima parte, foarte pe scurt, îmi pare rău că am foarte puține minute la dispoziție, am să mă opresc puțin la bazele Uniunii Europene. Sunt creștine, cum se spune, sau nu? Adesea se vorbește bazele creștine ale Uniunii Europene. Sigur că deranjează pe unii, pentru că o bună parte din populațiile țărilor, din populația țărilor care formează Uniunea Europeană, nu-și regăsesc experiența lor religioasă în moștenirea creștină. Și e normal să fie așa. Trăim într-o pluralitate de națiuni. Și atunci să vorbim de bazele creștine ale Uniunii Europene sau altfel. Și în partea a doua aș încheia cu un răspuns la o întrebare. De ce are nevoie azi Uniunea Europeană? Sigur, din perspectiva mea, a teologului. Onorat și distins auditoriu, știți cu toții, mai bine decât mine, că părinții fondatori ai Uniunii Europene, și aș numi pe Rudolf Schumann, fostul ministru francez, ministru afacerilor externe, 1948, 1952. El este arhitectul proiectului Uniunii Europene. Clădit acest proiect pe ceea ce Jean Monnet înainte a făcut. Apoi, Konrad Adenauer, primul cancelar al Republicii Federale a Germaniei. Și Alcide de Gasperi, primul ministru și ministru afacerilor externe al
Italiei. Acești oameni s-au adunat, știți foarte bine pentru ce, pentru a ține în control forța cărbunelui și a oțelului. Dar acești oameni, înainte de a demara proiectul Uniunii Europene, s-au adunat la oaltă, și acum e important, și s-au rugat. Iar la baza proiectului Uniunii Europene a stat un principiu foarte important legat de om. De om, nu de națiuni, nu de state, nu de țări, de om, care a fost definit foarte frumos de Robert Schuman, Imago Dei, adică chipul lui Dumnezeu. De aici s-a pornit acest proiect al acestui organism european, cu în fundal având omul, cum omul? Ca o ființă solitară sau comunitară? Nici vorbă. Ca Imago Dei, pe care să-l slujim. Și de aici, din acest principiu, din această viziune, au decurs mai departe valorile identitare ale comunității europene, ale Uniunii Europene, ale Europei, și anume care? Demnitatea, libertatea, responsabilitatea, și acum e important, față de cel de lângă tine, în nevoie, respectul față de familia naturală, nu tradițională, nici creștină, față de familia naturală și așa mai departe. Așa a pornit, iubiții mei, proiectul Uniunii Europene. Pe aceste principii s-au clădit valorile acestui organism. Sunt ele astăzi respectate sau nu? Ce mai înseamnă demnitatea astăzi umană? Cine mai are respect față de ea? Demnitatea umană, de aceea am spus la început, dacă aceste valori trebuie să fie numite neapărat creștine sau nu, ele oricum sunt revelaționale, dar demnitatea umană nu are confesiune, nu are națiune, nu are țară. Omul căruia trebuie să fie respectată demnitatea și statutul lui ontologic nu este privit confesional sau național și așa mai departe. Ce-a mai rămas astăzi din această demnitate? Să nu mai vorbim unde s-a ajuns azi cu familia naturală, aceea pe care Dumnezeu a sădit-o la început. Nu omul a format familia, Dumnezeu a format. Așa că aceste întrebări, nu mai vorbesc de libertate, de respect față de tradițiile unui popor, a unei națiuni, în care tradiții acel popor sau acea națiune ființează și care astăzi în multe părți sunt călcate în picioare, aceste tradiții sub semnul globalizării, și noi tăcem. Iubiți parlamentari români și europeni, un popor există în istoria tradițiilor lui, nu în istoria globalizării tradițiilor. Acolo este demnitatea și respectul față de el. Și atunci, firesc, apare întrebarea, ce trebuie să facem? Toți constatăm această stare de fapt, și atunci ce trebuie să facem? Eu am să răspund la această întrebare cu Biblia. Aceasta este cartea pe care trebuie să se fondeze istoria neamului omenesc. Vă mulțumesc! Aceasta nu-i cartea omului, aceasta nu-i constituția omului, acesta e cuvântul lui Dumnezeu.
Și cine nu-și fondează viața pe acest cuvânt al lui Dumnezeu, n-are nicio șansă să rămână într-o dâră luminoasă a istoriei decât într-una neagră. Știți toți, aproape toți, mai ales cei care aveți cultul față de această carte în suflet, cultul față de această carte în suflet, finalul predicii de pe munte a lui Iisus. Eu am să fac referire și închei, știți la cine? La Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost justițiarul timpului său, dar un justițiar logic, un justițiar care avea în față omul ca imago Dei, de aceea cuvântul lui a fost preluat de Iisus în deschiderea și inaugurarea cuvântului său. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică ce înseamnă pocăiți-vă în mesajul lui Ioan Botezătorul? Schimbați-vă, înnoiți-vă, așa nu se mai poate. Deci Europa de astăzi, Uniunea Europeană de astăzi, oamenii din fruntea ei au nevoie de o reformă spirituală. Societatea de astăzi și Uniunea Europeană și Europa n-are nevoie, și lumea întreagă, n-are nevoie în primul rând de reforme economice, de reforme sociale, de reforme politice, de reforme militare, nu, ci de o reformă în plan uman, de o reformă spirituală, de o reformă a omului, de o reformă umană, de o transformare a omului. Degeaba vorbim în modul sau la modul pasiv de valorile europene, identitare, foarte frumos și le-am menționat, că trebuie să le respectăm, că trebuie să le reînnoim sau știu eu ce să mai facem cu ele. Nu! Ele rămân prin ele însele valori. Demnitatea rămâne valoare prin ea însăși, libertatea rămâne valoare prin ea însăși. Ca să nuanțăm aceste lucruri nu este greu. Nu despre acest lucru are nevoie astăzi, sau nu de acest lucru are nevoie azi Europa. Și noi toți, Parlamentul European, Parlamentul României și toate organismele lumii întregi, ci de o reformă spirituală umană, mai mult ca oricând. Ioan Botezătorul, știți, a creat o mișcare națională în jurul lui, cum n-a mai fost. Un justițiar care spunea ce te așteaptă dacă mergi în vechiul statut de om. Și atunci, ce se întâmplă? Faptul acesta este relatat în Evanghelia după Luca, în capitolul 3. Iată despre ce este vorba acolo. Poporul, și va ruga cu luarea minte să fiți la aceste cuvinte, am să citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 3, câteva versete. Întregul popor care l-a ascultat pe Ioan Botezătorul a fost uimit, a fost pătruns la inimă și convins, acest lucru e important, că trebuie să se întâmple ceva, că trebuie să facă ceva, că așa nu se mai poate. Și au venit la Ioan Botezătorul și l-au întrebat, învățătorule, noi, poporul, ce să facem? Pentru că tu propovăduiești un alt statut, o altă justiție, o altă dimensiune umană, și noi simțim acest lucru și nu știm ce trebuie să facem. Ce să facem noi? Și auziți ce le spune Ioan Botezătorul. Nu le declamă o întreagă filozofie, nu. Nici nu vorbește de reforme sociale. Și spune așa, voi ce să faceți? Cel care are două haine, auziți ce filozofie revelațională. Cel care are două haine, să dea și celui ce nu are. Și celui care are bucate să facă, și cel care are bucate să facă asemenea. Adică, respectă-l și pe cel de lângă tine,
care n-are o haină pe trupul lui. Atât de puțin trebuie tu să faci. Și dacă ai o bucată de pâine, dă-i și lui. Dacă tu ești sătul, dă-i și lui celui flământ. Și cum, învățătorule, numai atât o să facem? Până am crezut că trebuie să facem o întreagă reformă. Nu! Reforma este în voi înșivă. Adică reforma constă în a respecta pe cel de lângă tine la nivelul demnității pe care tu o ai. Imaginați-vă ce lume! Și-au venit la el toate categoriile sociale și două am să le menționez și închei. Vameșii. Acea categorie socială urgisită în popor. De ce? Pentru că și-au trădat neamul, punându-se în slujba ocupantului roman. Și adunau impozitele, dările de la oameni și adunau mai mult. Și Roma le permitea acest lucru. Roma era interesată să aibă banii, dar e și stimula lăsându-i să înșele poporul. De aceea vameșii erau extrem de urâți. Și au venit la Ioan Botezătorul, auziți, și au pus întrebarea: Învățătorule, noi ce să facem? Adică, noi trebuie să existăm dacă suntem o categorie socială urgisită în popor. Ne-am trădat neamul și țara. Și există atâția trădători și astăzi. Atenție, iubiți parlamentari, slujiți acest pământ al istoriei în așa fel încât să scrieți o istorie și toți să scriem o istorie în frunte cu cel care vă vorbește. Nu de care să fim nemulțumiți, de care să nu le fie rușine copiilor, nepoților și urmașilor noștri. Aceasta este istoria pe care trebuie să o scriem. Și vameșii au zis: Învățătorule, cu alte cuvinte, noi trebuie să dispărem. Și Ioan Botezătorul ce le spune? Nu! Nu trebuie să dispăreți! Rămâneți pe pagina istoriei, dar trebuie să faceți o reformă interioară. Trebuie să vă schimbați pentru a fi de folos societății și avea rațiunea de a fi a voastră în societate. Atenție, rațiunea de a fi în societate. Și iată ce le spune Ioan Botezătorul. Nu cereți nimic mai mult decât vă este rânduit. Cu alte cuvinte, societatea are nevoie de voi, nu trebuie să dispăreți, dar ce le spune Ioan? Fiți corecți cu cel de lângă voi. Numai atât? Atât. Cearcă să fii corect cu cel de lângă tine, să fii onest cu cel de lângă tine, să fii drept cu cel de lângă tine. Și în asta stă toată reforma spirituală. Și când te-ai schimbat pe tine, nu mai trebuie să vorbești de valorile creștine sau nu, dar revelaționale, da, pe care trebuie să le slujești. Și ultima categorie, au venit și ostașii. E foarte posibil să fi fost și romani. Și îl întrebau, mișcați fiind de Ioan Botezătorul, dar noi, învățătorule, ce să facem? Și le-a zis și lor, să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Să nu asupriți pe nimeni, să nu învinuiți pe nedrept, nu le dezvolt. Și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Ei intrau în diferendele religioase și sociale și luau bani pe nedrept ca să le rezolve tot nedrept. Așa zisele procese. Și Ioan Botezătorul le spune, e nevoie și de voi. Dar fiți corecți. Nu trebuie să dispăreți din istorie, dar faceți ce n-ați făcut până acum. Așa că noi toți, parlamentari,
oameni pe responsabilitatea cărora stă destinele în acest moment al unui popor, cu toate funcțiile de rigoare care le aveți și care sunteți prezenți aici, oameni ai Europei, șefi de state, președinți, prim-ministri, deci premieri, deputați, parlamentari europeni, oameni ai Europei. E nevoie astăzi să vă schimbați. E nevoie azi să ne schimbăm. Și mâine Europa va arăta altfel. Aș dori să închei cu o orare. Pare rău că nu mai am la dispoziție timp să vă spun despre simbolul creștin, biblic, al emblemei europene. Dar închei cu o orare. Din a treia epistolă sobornicească a Sfântului Ioan, capitolul 1, autorul epistolei, foarte posibil Ioan Evanghelistul, îi scria unui presbiter bătrân, Gaiu, un om cu o demnitate, și spune așa în versetul 2, iubitule, mă rog să ai spor în toate și să mergi bine cu sănătate, în alte traduceri cu trupul, precum bine mergi cu sufletul. Acel Gaiu mergea bine cu sufletul. Era un om adevărat. Și atunci autorul epistolei i-a mai dorit doar sănătate. Eu vă urez tuturor să mergeți bine și cu sufletul. Și mâine România va arăta altfel. Vă mulțumesc!